Vă salut, dragii mei, bună dimineața. Există o concepție potrivit căreia un creștin poate să fie cu adevărat mântuit, născut din nou, justificat. Deci un creștin adevărat, din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al experimentării mântuirii și din punct de vedere al intrării sale în împărăția lui Dumnezeu, el va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, se spune, și totuși el să trăiască carnal, adică să fie lumesc. Cu alte cuvinte, dacă îl întrebi pe Dumnezeu despre creștinul ăla, Dumnezeu va spune, este mântuit? Dacă te uiți la el, viața lui seamănă ca viața unor oameni din lumea aceasta, unor oameni nemântuiți. Teologia aceasta, concepția aceasta a fost importată din America și i-a ajuns să fie confundată uneori cu doctrina păstrării mântuirii în har, adică cineva care este mântuit nu își poate pierde mântuirea. Dar cele două doctrine sunt două doctrine total diferite. Faptul că nu îți pierzi mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o este un lucru, și a trăi în păcat cu pretenția că ești creștin, dar carnal, este cu totul altceva, dragii mei. Cu totul altceva. Doctrina asta își găsește, spun ei, fundament biblic în 1 Corinteni capitolul 3, unde Pavel spune: n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni supuși firii pământești, ca unor prunci în Hristos. Și apoi Pavel îi numește oameni care trăiesc în felul celorlalți oameni. Acum, pe scurt, gândiți-vă la anomalia care rezultă dintr-o asemenea doctrină, că cineva ar putea să fie creștin carnal. Dumnezeu îl va băga în împărăția lui Dumnezeu, în ceruri, într-un loc în care el nu-și dorește să fie, cu niște oameni cu care nu-și dorește să fie. El a vrut să trăiască ca lumea, a iubit lumea, a fost lumesc, și totuși se trezește în împărăția lui Dumnezeu, lângă sfinții lui Dumnezeu, într-un loc al sfințeniei, deși el a iubit păcatul. Asta este o anomalie și nicăieri nu găsim în Biblie o asemenea idee. Acum, ce spune pe scurt 1 Corinteni capitolul 3? Pavel zice așa: căci despre mine, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni supuși firii pământești, ca unor prunci în Hristos. Pavel nu spune că ei sunt nenăscuți din nou, lumești în orice privință, ci Pavel spune că le-a vorbit ca unor oameni supuși firii pământești, ca unor prunci în Hristos. Deci aici se are în vedere, când se vorbește în Scriptură despre creștinul carnal sau lumesc sau supus firii pământești, se vorbește despre un om care încă nu poate suporta o anumită învățătură, da? De asta Pavel spune: n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni supuși firii pământești, ca unor prunci în Hristos, da? Deci nu ca unor oameni nenăscuți din nou. Deci prima caracteristică a acestor oameni este că sunt imaturi din punct de vedere duhovnicește, nu că nu sunt născuți din nou, da? Și că ei nu suportă o învățătură creștină mai profundă, mai grea, da? Ei sunt încă la un nivel inferior de creștere. Apoi zice Pavel: tot vorbind despre învățătură, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, căci nu puteți să le suferiți și nici chiar acum nu puteți să le suferiți, da? Din nou vorbește despre atitudinea lor față de învățăturile mai grele, da? Învățăturile mai profunde ale cuvântului Dumnezeu. Ei încă nu le puteau suferi. Deci asta înseamnă, când Pavel spune că ei sunt prunci în Hristos sau supuși firii pământești sau carnali, Pavel nu spune că ei trăiesc în toate păcatele în care trăiesc oamenii din lume, dar totuși sunt creștini, nu e niciun fel de problemă. Pavel nu asta spune. Deci primele două versete vorbește despre incapacitatea lor de a lua bucate tari. Eu am un copil mic, are aproape 2 luni și sub nicio formă n-aș putea să-i dau bucate tari. De ce? Pentru că el nu le poate suferi. Se neacă cu ele, le scuipă afară. Înseamnă că pruncul ăsta e mort? Nu. Înseamnă că nu e sănătos? Nu. Înseamnă că e bolnav? Nu. Ce înseamnă? Înseamnă că încă nu a ajuns la o vârstă în care să suporte mâncarea tare. Exact așa erau oamenii aceștia. Erau născuți din nou, dar încă nu suportau hrana tare. Bun. Versetul 3. Pentru că toți supuși firii pământești sunteți, alte traduceri zic pentru că tot firești sau carnali sunteți, în adevăr, când între voi este gelozie, ceartă și dezbinări, nu sunteți voi supuși firii pământești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?
Iată, dragii mei, la ce se referă Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu spune că ei erau toți niște destrăbălați, hoți, curvari, mincinoși, blasfemiatori. Făceau toate păcatele lumii aceștia, trăiau tot ca niște păgâni, dar, slavă Domnului, bine că erau născuți din nou. Nu asta spune Apostolul Pavel. Pavel spune, îi numește firești sau lumești datorită unui comportament firesc, da? Ei nu trăiau în orice privință în păcat, ci ei aveau anumite comportamente firești. Acum, dacă, când spun că nu există creștin carnal, eu nu mă refer la faptul că noi credincioșii nu păcătuim. Pentru că nu există niciunul dintre noi perfect, da? Și din punctul ăsta de vedere ai putea să spui că toți sunt lumești, toți sunt carnali. De ce? Pentru că toți păcătuiesc. Dar textul se referă strict la a avea, ca și credincios, un comportament carnal, un comportament firesc, un comportament lumesc. Nu că în toate privințele, în toate domeniile din viața ta, tu ești carnal. Dar și din punctul acesta de vedere, conform explicației lui Pavel, toți la un moment dat suntem carnali. Toți la un moment dat suntem lumești când imităm sau avem în viața noastră un comportament lumesc, o conduită firească sau lumească sau carnală, de care trebuie să ne pocăim, da? Pavel menționează la ei zavistii, certuri și dezbinări. Deci Pavel nu spune că ei trăiau să bălăcăreau în toate păcatele posibile, dar totuși eram născuți din nou. Nu, ci Pavel spune, sunteți carnali, firești, pentru că în anumită privință, anume, în privința relațiilor dintre voi, vă purtați ca niște oameni lumești. Vă ciorovăiți, vă certați și vă dezbinați, da? Așadar, creștinul carnal sau firesc despre care vorbește Apostolul Pavel nu este un creștin care trăiește în orice fel de păcate, dar totuși poate fi numit creștin. Nu. Biblia nu permite o asemenea idee. Apostolul Ioan spune foarte clar, cine trăiește în păcat este de la diavolul. Se înșeală pe sine însuși, îl face mincinos pe Dumnezeu, în el nu este adevărul. Deci nu există creștin care în mod constant se bălăcărește, îi place să trăiască în mod constant, tot timpul, în toate domeniile vieții sale, în păcat. Nu există așa ceva. Ăla nu este un creștin carnal, dragii mei. Ăla nu este creștin. Ăla nu este un creștin firesc. El nu este creștin. El nu este un creștin lumesc. El nu este creștin deloc. Deci, cine trăiește constant, bălăcărindu-se în tot felul de păcate și pretinde că este un creștin, este un om care se înșeală pe el însuși și încearcă, în mod pervers, să înșele și pe alții. El nu este creștin. Acum, creștinul carnal este un creștin imatur care încă nu poate să înțeleagă, să primească anumite învățături din cuvântul lui Dumnezeu. Și doi, un creștin carnal este un creștin care are probleme într-un anumit domeniu, da? Se luptă cu anumite păcate. În cazul corintenilor, cu certurile, cu zavistiile, cu dezbinările. Păcat pe care Pavel îl confruntă, păcat pe care Pavel îl condamnă și păcat pentru care Pavel îi cheamă la pocăință. Dovadă fiind faptul că acești oameni nu trăiau în orice fel de păcate, vă citesc ce spune Pavel din Corinteni, capitolul 6. El zice în felul următor. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. Nici curvarii, nici închinători la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii de bani, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ascultați. Și așa erați unii dintre voi. Nu spune și așa sunteți unii dintre voi. Că voi sunteți carnali, sunteți firești, sunteți lumești. Și voi tot ca lumea sunteți. Pavel menționează. Curvari, închinători, prea curvari, sodomiți, malahi, hoți, lacomi, bețivi, defăimători, crăpăreți. Și așa erați. Dar nu mai sunteți. Erați la timpul trecut. Nu mai sunteți așa. Chiar dacă aveau anumite comportamente lumești, totuși ei nu mai erau ca oamenii din lume. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată, dragii mei, că și acești creștini carnali despre care vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3, și acești creștini imaturi nu trăiau, nu se bălăcăreau în orice fel de păcat și ei pretindeau în continuare că sunt creștini. Nu, ei aveau o problemă într-un anumit domeniu al vieții lor, aveau o problemă cu relațiile lor, aveau o problemă cu zavistiile, cu certurile, cu dezbinările. Dar nu se bălăcăreau în absolut orice fel de păcat ca oamenii din lume. Pentru că Pavel spune, erați așa, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, da? Așadar, dragii mei, nu vreau nici să fiu o descurajare pentru cineva care se luptă cu un anumit păcat. Da, dacă te lupți cu un anumit păcat, ăla este un comportament lumesc. Este o stare firească, lumească. Dar asta nu înseamnă că nu ești născut din nou.
Da? Nu înseamnă că nu ești născut din nou. Înseamnă că te lupți cu un păcat. Important este ca în viața ta să se vadă un război real, puternic, agresiv împotriva păcatului. Și Dumnezeu îți va da biruință până la final. Dar dacă tu nu ai probleme numai într-un domeniu, ci tu te bălăcărești în absolut orice păcat care îți vine la înaintare, orice păcat pe care ți-l propune diavolul, orice păcat care se ivește, dacă nu-ți pasă, dacă te bălăcărești, da? Ăsta e cel mai bun cuvânt. Dacă te scalzi în păcat, ca scroafa noroi, cum spune Apostolul Petru în al doilea lui epistol, atunci nu ești născut din nou. Tu nu ești un creștin lumesc. Tu ești un creștin firesc. Tu nu ești născut din nou. Și trebuie să fii născut din nou. Trebuie să te întorci la Dumnezeu, trebuie să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Așadar, dragii mei, dacă vreunii dintre voi ați mușcat din minciuna asta că există un creștin carnal, lumesc, firesc, care poate să trăiască ca oamenii din lume și la urmă să se ducă în cer, vă înșelați. Dacă de asemenea credeți că există un creștin carnal, da, între timp o să-și piardă mântuirea, vă înșelați. Nu. Creștinul carnal este un creștin carnal în sensul că are un comportament. Are un comportament care este ca al lumii acestea, care este firesc, da? Dar caracterul lui în întregime, viața lui în întregime nu este carnală. El este născut din nou, nu mai este un fiu al diavolului, nu mai este un fiu al mâniei, nu mai este un om al lumii acestea, da? Sper că am făcut distințiile și nuanțele necesare și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne sfințim și să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Vă salut și vă doresc o zi bună. La revedere!